Când Novak Djokovic și-a făcut semnul crucii în ocazia Jocurilor Olimpice Paris 2024, camerele video s-au îndepărtat ca arse. Au preferat să filmeze tribune, bagaje sau copii de minci, cerul, orice, numai pe el nu și nici mâinile lui. De ce? Și Djokovic nu este chiar oricine. Aur olimpic, 10 Australian Open, 3 Roland Garros, 7 Wimbledon, 4 US Open, 1 Cupa Davis, 428 săptămâni, locul întâi. Mai direct spus, omul cu cele mai multe trofee în tenis, peste Nadal și Federer. Dar în fața tăvălugului progresist, nimic nu contează. Am putea spune totuși că a scăpat ieftin. Ar fi putut să piardă titlul. După Novak Djokovic, încă un mare campion sârb a fost penalizat pentru credința lui creștină. Judoka sârb Nemanja Majdov a anunțat că a fost suspendat timp de 5 luni pentru că, înaintea unui meci susținut la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris, și-a făcut cruce. Deși nu a pierdut pe tatami, el a fost declarat învins de arbitrii Olimpiadei. Și nici el nu este chiar un sportiv oarecare. Campion mondial și european, 7 medalii europene, 3 medalii mondiale și favorit la Olimpiadă. A meritat? Nu putea să se roage doar în gând? El a spus, Dumnezeu mi-a dat totul, atât pe plan personal, cât și în cariera sportivă. El este cel mai important pentru mine, sunt mândru de asta și acest lucru nu se va schimba sub nicio formă. Îl laud și îi mulțumesc pentru toate. El a adăugat că descalificarea este doar o nouă pagină din carieră și o nouă pagină de viață și și-a exprimat regretul pentru că judoul, ca sport, a decăzut atât de mult. Majdov și-a încheiat postarea afirmând că toate rezultatele sale de până acum sunt rezultatul binecuvântării lui Dumnezeu. Când am început sportul, am visat să câștig cel puțin o medalie importantă. El mi-a dat mai mult. Și Djokovic și Majdov nu sunt singuri. Poate ne-am obișnuit să considerăm apartenența creștină ca fiind una care trebuie să se manifeste acasă, la biserică, în minte și cam atât. Și totuși credința nu este o simplă anexă a vieții, este chiar viața. Și de asta merită trăită, văzută, manifestată. A te ascunde nu este o soluție, ba chiar este o abandonare. Așa ne-am abandonat valorile, am ajuns să tolerăm răul, violența, abuzul, nedreptatea. Da, uneori trebuie să pierzi, dar pentru a fi tu însuți, pentru integritatea ta, chiar merită. Un celebru ofițer român, după lașitatea unei generații în fața istoriei, a spus să nu uităm că istoria nu va uita pe vinovați. Și vinovați suntem cu toți. Unii pentru că am tăcut, alții pentru că am greșit. Cu toții pentru că am suportat. Tu cum vezi lucrurile? Nu este chiar o problemă fără însemnătate. Crezi că Novak Djokovic și-a construit muntele de notorietate datorită palmaresului? Uite o sugestie mai plauzibilă. De aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în cer. Dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în cer. Opinia noastră, când vor să stea pentru Hristos, oamenii nu doar că vor găsi o cale, dar pur și simplu va fi imposibil să poată fi îngenunchiați. E și opinia ta? Descoperă mai multe pe opiniaproduction.ro/studiibiblice/mărturie pentru Hristos.